CS Mioveni a pierdut partida disputată pe teren propriu contra celor de la FC Botoșani, scor 0-2. În prima repriză au fost doar două ocazii, câte una de fiecare parte. După o combinație în viteză, Mioveniul a ratat prin Coșereanu, iar la cealaltă poartă, Mailat nu a nimerit ținta din apropiere. În partea secundă, moldovenii au condus jocul, iar Papa a irosit o șansă bună după ce a preluat greșit în fața porții. Dican a deschis scorul în minutul 70 după ce a primit o centrare din corner, iar peste câteva minute Mihai Roman și-a bătut joc de o fază în care a rămas singur cu portarul. Patache a stabilit scorul final după o fază lucrată perfect, iar CS Mioveni FC Botoșani s-a terminat 0-2. După meciul pierdut pe teren propriu de echipa sa, Alexandru Pelici, antrenorul celor de la CS Mioveni, este de părere că formația sa a pierdut pe propriile greșeli acest joc. În prima repriză am fost crispați, n-am jucat, n-am avut curaj să jucăm, am pierdut foarte multe mingi, foarte ușor, mingi preluări greșite. Probabil și presiunea aceasta a gândului că putem reuși și-a pus amprenta supajurul cuii nostru. Meciul era echilibrat, se putea debloca în urma unei faze fixe, știam că și ei, la fel ca și noi, sunt foarte periculoși la genul ăsta de momente fixe. Așa i-au bătut și pe Craiova etapa trecută, din două lovituri fixe, doar că nu am reușit să contracarăm. A fost o greșeală acolo, o lipsă de marcaj și Dican a venit nemarcat și a înscris primul gol. Spre final am schimbat și am încercat să riscăm pentru că nu aveam ce să mai pierdem și am schimbat în linie de 4 când au marcat ei golul al doilea. Am avut câteva ocazii, am avut situații bune, puteam să revenim în joc. Am avut situații bune și prin Tomcic și prin Bogdan și au mai fost câteva oportunități, dar pe care nu le-am tratat așa cum trebuie. După acest rezultat, Botoșaniul revine pe locul 2 și continuă lupta pentru pozițiile de baraj care duc în cupele europene, în timp ce Mioveniul are emoții și poate ajunge la barajul pentru evitarea retrogradării. Antrenorul celor de la CS Mioveni își menține în continuare ideea că echipa sa trebuie să rămână în Liga 1 la finalul sezonului, indiferent că va juca meciuri de baraj sau nu.